la ultima ședință ordinară din acest mandat. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi pe tot parcursul acestui mandat. Nu ne rămâne decât să vă asigurăm pentru o bună colaborare și în perioada următoare. Și la sfârșitul ședinței de astăzi, dacă din rândurile dumneavoastră dorește cineva să ne pună întrebări în această formulă la masă, da? Că să nu mai stăm să facem conferință de presă. După aceea avem o altă activitate în altă parte. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri. Permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare de astăzi la Consiliul Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile Legii de Administrație Publice Locale, numărul 215/2001. La ședință absentează domnul consilier Enache Nicolae, care am înțeles că o să ajungă, motivat domnul consilier Ion Bogdan și domnul Pascaliu Lucian Ioan. Și nu știm de domnul consilier Patrici, dacă pe timp o să ajungă, pentru că nu s-a anunțat, dacă lipsește astăzi de la ședință. Constatând că la această ședință sunt prezenți un număr de 28 consilieri județeni, din totalul de 32 consilieri în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean Neamț, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii 215/2001, administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței ordinare desfășurat în data de 18 mai 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 29 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată dumneavoastră, astfel încât nu o să-i mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acestei cu încă un proiect de hotărâre și anume acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămuc din județul Neamț. Propun că acest proiect să fie analizat primul la ordinea de zi, urmând ca celelalte proiecte să fie renumerotate. Fac precizarea că acest proiect a fost transmis astfel încât să poată fi dezbătut și avizat în ședințele comisiilor de specialitate. De asemenea, vă propun ca la punctul diverse să fie analizată o informare cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Neamț în perioada 2012-2016. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu noua numerotare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 29 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct al ordinei de zi, secretarul județului dorește să facă o precizare. Permiteți-mi să vă reamintesc că, conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse de spate și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale a prevăzut nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Mulțumesc. Mulțumim, doamna secretar. Trecem la primul punct al ordinii de zi, unde este scris proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămuc din județul Neamț. Știți foarte bine că săptămâna trecută au fost calamități în această zonă și vă mulțumesc că ați studiat cu foarte mare atenție documentele. Și vă rog să aprobăm acest proiect, pentru că este imperios necesar pentru această zonă. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 29 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea domnului Andrei Grecu în funcția publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole Județul Neamț. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de realizare la acest proiect. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Mă uitam în sală dacă este domnul director. Încă nu a ajuns. Am înțeles că o să întârzi un pic. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, unde este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultura. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
abțineri, vă mulțumesc, cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Uman. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Vă rog. La proiectul 7 nu face ceva. Mulțumesc. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 93/2016 privind aprobarea unei asocieri cu grupul Investru, Piața Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vreau să interveniți. Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 28 de voturi pentru și o neparticipare, hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrare Patrimoniu. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războiei. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piața Urgență Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dintr-o eroare care ne aparține celor de la Consiliul de Administrație a Spitalului, a apărut la punctul 5 din anexă, șef serviciu tehnic administrativ aprovizionare și transport, specialitatea în finanțe și informatică, corect este finanțe și contabilitate, deci studii economice. Supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 30 de voturi pentru. Amendamentul acesta aprobat. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 30 de voturi
Pentru hotărârea a fost adoptată. La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind adoptarea monografiei economico-militare a județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. La acest proiect fiind vorba despre informații ce se încadrează la categoria secret de serviciu, dezbaterile ar trebui să fie secrete, iar persoanele fără autorizare, o autorizare ar urma să părăsească sala. Dacă nu sunt dezbateri, pe seama acestui proiect, propun să trecem la vot direct, fără a îndeplini această procedură, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Vă rog, domnul Consiliu. Suntem la diverse. La punctul diverse și spre greu trebuie să fac o declarație. Chiar dacă campania electorală s-a terminat și bine că s-a terminat, constat cu foarte mare surprindere că de la nivelul municipiului Piatra Neamț nu a existat înțelegere pentru derularea unui proiect pe care noi, consiliere județeni, l-am aprobat. După cum bine știți, până în 2020, conform de la directivele europene, centrele de asistență pentru copii trebuie să fie transformate în centre de tip rezidențial. Noi am aprobat acum 2 luni de zile o hotărâre în care am acceptat propunerea făcută de Fundația HHC de construire în municipiul Piatra Neamț a 3 case de tip rezidențial pentru copii, care în momentul acesta sunt în centrele rezidențiale în speță în centrul Elena Doamna și centrul Ion Crean. Doamna președinte a Consiliului Județean a avut o intervenție la rândul domniei sale pe un post de televiziune, dar eu vă spun foarte clar, este regretabil că o hotărâre adoptată de Consiliul Județean, însușită de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, pentru că toate aceste lucruri s-au făcut la inițiativa și a Consiliului Local Piatra Neamț. Această construcție de celor 3 unități rezidențiale ar trebui să fie gata în luna noiembrie a acestui an. Atâta timp cât Municipiul Piatra Neamț nu își respectă înțelegerea și hotărârea de a pune la dispoziția constructorului cele 3 terenuri, este pus în pericol realizarea acestui proiect. Eu declar public că din acest moment, dacă voi fi validat consilier județean, nu mai voi vota nicio hotărâre care să prevadă alocarea de fonduri către Municipiul Piatra Neamț. Și fac această precizare pentru că în acest mandat, la nivelul Consiliului Județean, pentru Municipiul Piatra Neamț s-au alocat 22.750.000 de lei. Asta înseamnă 227 de miliarde de lei pentru susținerea activității de la Municipiul Piatra Neamț. În același timp am avut asocieri în valoare de 1.370 milioane de lei. Adică 13 miliarde și 800 de milioane. Dacă de la nivelul județului a existat înțelegere, dacă noi consilierii județeni am aprobat de fiecare dată solicitările municipiului Piatra Neamț, pentru mine este de neînțeles această atitudine a celor de la municipiul Piatra Neamț și fac un apel public pentru derularea acestui proiect. Cei de la Fundația HHC vor construi cele 3 unități locative, în același timp se vor ocupa și de integrarea în societate a celor copii care părăsesc sistemul de protecție. Valoarea acestui proiect este de 700.000 de euro. Este regretabil că se întâmplă lucrul acesta când cineva vine și vrea să-ți dea ceva, fără să-ți ceară nimic în schimb, tu să dai cu piciorul și din probabil considerente pe care refuz să le numesc aici de natură electorală s-a întâmplat lucrul acesta. Sper ca lucrul ăsta să fie îndreptat în cel mai scurt timp prin o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț. Mulțumim. Vă rog, domnul Consiliu.
Mulțumim, domnule consilier. Așa este, a fost o problemă de acest fel și știți foarte bine, stimați colegi, că noi am aprobat în primul Consiliu Județean acest proiect ca să vină la noi în județul Neamț, o persoană care pur și simplu ne dă cu titlu gratuit aceste căsuțe, care valorează 700 de mii de euro și noi suntem acum puși în situația să nu avem ce să le răspundem acestor oameni, că nu pot să vină să facă această donație nouă județului Neamț. Dar eu sunt convinsă că prin înțelepciunea colegilor de la celelalte formațiuni politice, vor aproba acest proiect în plenul Consiliu Local și, cu siguranță, vom găsi o soluție de comun acord. Acum, ați ieșit din campanie electorală, mergi și cu toții din campanie electorală, ați văzut finalul, chiar dacă ne-ați amenințat la ultima ședință că să ne mulțumim cu opoziția, eu vă recomand dumneavoastră să intrați în această linie și să vă obișnuiți că, într-adevăr, dacă facem lucruri bune pentru județul Neamț, facem pentru interesul cetățeanului și nu pentru interesul nostru propriu. Poftiți, domnul consilier. Da. Am să încerc într-o ordine firească și normală, respectiv, o să mă adresez colegului nostru, domnul Gavanție Constantin. Să tu vei și noi de așa, nu mi se pare normal ca un consilier în funcție să facă o acuzație atât de gravă, fondată sau nu, amenințând că nu va vota niciun proiect de hotărâre al primăriei Piatra Neamț. Nu, a spus că alocare, eu nu voi vota nicio alocare. E același lucru. Cetățenii municipiului Piatra Neamț nu au voie să sufere din cauza vanității sau a unui declic, să numesc așa, a unei dintre noi. Ținând cont că noi suntem aici doar datorită votului lor. În a doua problemă, și n-am să monopolizez discuția cu subiectul ăsta, mi-a spus punctul de vedere, cine a avut de înțeles, a înțeles. Doi, eu ți-am să mulțumesc foarte mult tuturor locuitorilor municipiului Piatra Neamț, în numele Partidului Național Liberal și al echipei liberale din CJ, pentru voturi, pentru această campanie aproape impecabilă din județul Neamț. Da, îmi cer scuze. A rămas cu primăria Piatra Neamț. Pentru o campanie corectă, cinstită, iar referitor la opoziție, doamna președinte, nu vă antepronunțați. Între 20 și 24 vom alege din numărul și din cei 35 de consilieri un președinte. Mi-am propus astăzi să nu mai am un dialog direct cu dumneavoastră dintr-un singur consilier. S-ar putea să nu mai vreți să fiți consilier într-un nou mandat și atunci mai bine tac în ultima ședință. Și în altă ordine de idei... Nu știu ce vreți să insinuați, dacă vreți să fiți mai explicit. După ora 15.30. Fiind ultima ședință din actualul legislativ, consider că noul mandat al consilierilor va fi unul mai armonios. O să trebuiască să lăsăm la o parte, chiar dacă veți fi sau vom fi în opoziție, pentru că mă rog, ca colegul meu, Dan Constantin, e foarte gânditor, că trebuia să dau replică. Pentru că legislația s-a schimbat, iar dacă de 20 și 24 se va alege președinte și vicepreședinți din rândul nostru, așa sper cel puțin, nu vom putea fi schimbați sau nu veți putea fi schimbați decât cu două treimi după noua lege. Sens în care e cazul să nu mai până pe 20-24, când i-a spus colegul meu Dan Constantin că s-ar putea să aibă o surpriză, să lăsăm să spună cuvântul negocierii. Vă mulțumesc! Vă doamna președinte, înțeleg că am intrat la diverse și la declarații politice. Dacă îi vreau să închei și... Dacă îmi gândiți și mie, stimată doamnă președinte, doamnă secretar, stimați colegi, așa cum ați menționat și în raportul care reflectă activitatea pe care ne-am desfășurat în intervalul 2012-2016, perioada a fost foarte grea, tumultoasă, cu multe aspecte care au mai lăsat și gândit. Dintre noi, din păcate, trei vieți au pierit, au plecat dintre noi, suntem totdeauna la ceruri, ne pare rău, regretăm, să fie țărâna ușoară.
Ați menționat și în informare că s-au ținut ședințe ordinare, ședințe extraordinare. Un număr foarte mare de proiecte de hotărâre au fost discutate și aprobate de către Consiliul Județean, că au continuat și s-au derulat o serie de programe în domeniul învățământului, sănătății, social, drum, pod. În toate cele ce are atribuții Consiliul Județean, trebuie să zicem totuși, cu părere de rău, se încheie mandatul, că ultimele cam 3-4 luni, nu pentru că este femeie și președinte de Consiliul Județean, dar a pus totuși un ton, să zicem, de echilibru și de bună înțelegere între noi consilieri județeni. Chiar aceste nuanțări care s-au mai de la distanță între diversi colegi, toate au fost cu bună înțelegere și de cum să conducă la o atmosferă și o primar nedorit. Vă rog să ne îngăduiți, să mulțumesc tuturor colegilor care m-au acceptat și au fost de acord cu punctele de vedere pe care le-am exprimat în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare. Multe dintre ele au fost acceptate fără rezerve, poate unele cu rezerve, cu scuzele de rigoare pentru anumite ieșiri, poate care am avut în acest mandat greu pentru noi toți. Să mulțumesc din toată inima colegilor, indiferent de zona politică din care provin, din Comisia de Buget. Să mulțumesc colegilor care au lucrat și am lucrat mult, chiar foarte mult, în Comisia de Validare a Consiliului Județean. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor din direcțiile de specialitate și aparatul Consiliului Județean pentru felul în care ne-a spus la dispoziție și a fost receptiv în a soluționa, în a găsi variante și soluții pentru diversele aspecte pe care noi le-am avut. Și nu în ultimul rând, să mulțumesc, indiferent de luările de poziție pe care le-a avut mass media locală, scrisă, audio-vizuală, la adresa mea și la adresa noastră a consilierilor județeni. Noi spunem că de fiecare dată și în ce mă privește pentru mine a fost un deget ridicat și din vedere să iau și să adopt comportamentul încât să nu se întâmple dacă am greșit sau dacă lucrurile au fost bune, să le multiplic și să le transmit și celorlalți colegi. Închei prin a o felicitat pe doamna președintă a Consiliului Județean. Ce să facem? Este președintă care încheie cu noi odată mandatul. Să mulțumim doamnei secretar Soroceanu, să mulțumim presii, să mulțumim direcțiilor de specialitate de Consiliul Județean, să mulțumim noi, între noi colegii, indiferent de zonă politică, pentru că am fost și delegații, reușite delegații, și în țară, și în afară. Cât de greu ne-a fost, dar iată că a venit timpul să încheiem acest mandat. Mulțumesc tuturor și dacă situațiile politice mai îngorda posibilitatea să fiu și în mandatul următor, voi fi mai bun, mai receptiv și mult mai activ în cadrul Consiliului Județean. Cu această condiție, dacă se va ajunge la ideea că merit și pot să mai fac față în nou Consiliul Județean. Vă mulțumesc și felicitări la toată. Mulțumim, domnule Consiliu Județean, dacă mai doriți să interveniți. Dacă îmi permiteți, sunt foarte impresionat de momentul în care domnul președinte al Comisiei Buget Finanțe a prezentat aici, am mulțumit pentru toată lumea, cred că au mai rămas alegături să-i mulțumim. Bravo, repede. Și vă mulțumim acum. Bravo. Da. În ceea ce mă privește pe mine, a fost prima dată când am încercat această experiență de a fi în Consiliul Județean, Forul Superior al Județului, probabil va fi și ultima, des și ultima dată. Și, bineînțeles, mă raliez la toate mulțumirile pe care le-a adresat șeful meu de comisie, tuturor. Și, în același timp, pentru că n-am făcut-o în perioada cât am fost în acest mandat, îmi permit să o fac acum, la ultima ședință. Este vorba de o situație pe care dumneavoastră cunoașteți, sunt convins, care se perpetuează la un complex sportiv de talie națională și internațională, care a găzduit până în momentul de față cel precedat pe echipă mondială și cel mai important concursuri de călărie, și care, eu nu mă feresc de cuvinte mari și grele,
prin niște manevre neortodoxe terenul respectiv, începând din anul 2008, repet, prin diverse manevre, a ajuns ca să fie vândut la licitație, deși acolo există o infrastructură, există niște obiective care deja sunt cumpărate de altcineva, asta nu are importanță. Și lucrul acesta, eu, cum să vă spun, nu prea am fost undeva de acord cu ce a spus domnul Constantin, dar mi se pare că de data aceasta îl aprob și îmi îndrept și eu către Consiliul Local și către Primăria Municipiului Piatra Neamț, nu săgeți. Eu știu privirea nu rugătoare, ci foarte penetrantă, pentru ca măcar noul Consiliu Local care a fost ales acum să îndrepte aceste greșeli, mai ales că domnul primar Chitic a promis-o public și ne-a spus personal că în condițiile în care noi câștigăm procesul, a fost un proces care a durat 2 ani de zile, care l-a furtat Clubul Sportiv Vestru cu ANAF-ul și cu cumpărătorul, cu GES Securitii. Și noi am câștigat procesul. L-am câștigat în ultima instanță. Și a spus, domnule, în momentul în care voi câștigați procesul, eu vă promit că voi înainta un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru ca terenul să revină înapoi unde a fost, respectiv un domeniu public și după aceea să fie încredințat pentru activitatea care se desfășoară la Piatra Neamț de 3 ani, de 30 de ani de zi. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când a fost dată în folosință baza hidrică din Piatra Neamț, care se numără printre cele mai vechi baze hidrice din România și printre cele mai frumoase și mai dotate. Rog actualul Consiliu Local și consilieri, eu știu, colegii noștri care rămân, să ne ajute, pentru că eu n-am cerut până în momentul de față implicarea Consiliului Local în această afacere dubioasă și murdară. Deci, repet, noi am câștigat procesul, deci am dat de cauză, s-a anulat licitația, s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare cu cumpărătorul care a făcut-o ilegal. Ne-a notat și Ministerul Tineretului și Sportului în acest demers, pentru că, conform legii tineretului și sportului, o bază sportivă nu poate să, indiferent de ce profil, nu poate să fie desființată decât cu condiția de a se construi alta identică în altă parte. Asta nu am condițiile în care terenul respectiv trebuie să fie folosit pentru un interes public extraordinar. Eu știu, să construiască acolo ceva foarte important în comunitatea locală și județă. Deci, pentru că n-am apelat până acum la Consiliul Județean, în condițiile în care se vor mai tărgăna lucrurile, știți foarte bine, Perla Invest este insolvent. Terenul a revenit acum din nou la Perla Invest, datorită insistențelor noastre și procesului pe care noi l-am purtat 2 ani de zile. Și acum cei de la Perla Invest, dacă lucrurile nu se vor rezolva la nivelul Consiliului Local, pentru că Consiliul Local este acționar majoritar la Perla Invest, și poate foarte bine să inițieze o hotărâre de Consiliu, să-i găsesc soluții juridice, am discutat cu domnul Chitic, a fost în campanie electorală, nu am deranjat deloc în perioada aceasta, dar de acum probabil o să-l deranjăm din nou, pentru că noi avem această datorie să luptăm pentru ca un bun care a fost construit de întreaga comunitate locală și județeană, și foarte bine, pe muncă patriotică. Construcția a durat din 82 până în 86. Și acest bun trebuie să fie pus la dispoziția cetățenilor din municipiu, din județ și din România. Nu să se construiască acolo știu eu ce alte obiective pe care le doresc unii. S-au reamurit în momentul în care a început acea manevră de rămâne, scuze, că am totul acum aici. Dar am lăsat-o în ultima ședință ca să vă rog insistent să ne sprijiniți, pentru că nu e interesul lucru nici al cuiva, este interesul orașului și lucrul s-o numere, scrie acolo. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun dumneavoastră, dragi colegi, că sunt onorat că am făcut parte din acest Consiliu Județean. Sunt onorat că, mai presus de orice, am avut prieteni și am prieteni, indiferent de coloratura politică. Am apreciat de cele mai multe ori punctele de vedere critice la adresa mea formulată de prietenul meu, Cristi Tabalagă. În același timp, regret că unii dintre noi
au trecut în lumea celor drepți și aș vrea să ne aducem aminte un pios gând către cei care, așa cum spuneau, au trecut în lumea drepților. Să ne aducem aminte de președintele Consiliului Județean, pregătatul Culiță Tărâță, cu care, chiar dacă nu am avut eu personal o relație extraordinară, în mod lucrativ s-a colaborat bine. Îmi doresc și vă doresc tuturor succes în activitatea dumneavoastră, în activitatea pe care o veți derula o parte dintre dumneavoastră ca și consilieri județeni. Vă aștept și veți avea întotdeauna în mine un prieten. În același timp mă îndrept și către presă, așa cum spunea colegul Nicu Pușcașu, critică la adresa noastră, câinele de pază al democrației și-a făcut datoria. Să ne cerem scuze, să-mi cer scuze dacă vreodată am greșit față de dumneavoastră și față de mulți. Vă urez sănătate și să ne vedem cu bine în următorul mandat. Mulțumim, domnule consilier. Dacă mai dorește cineva. Da, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. 4 ani, parcă au trecut prea repede. Parcă nici n-am reușit să ne cunoaștem cu toții prea bine. Chiar dacă ne-am mai contrazis și am avut contradicții și așa de contradicțiile după la progres, au fost făcute pentru binele comunității, ca hotărârile să fie mai luate mai cu discernământ și maturitate. Ce aș vrea să doresc pentru noul Consiliu care va fi numit, ales, că au rămas și foarte multe proiecte în curs de realizare sau care nu s-au realizat. Și aș vrea să se insiste pe ele, mai ales pe cele din zona Văii Muntelui, zonă turistică, unde oamenii sunt un pic mai necăjiți, un pic mai defavorizați față de alte zone, pentru că nu au agricultură, pentru că acolo pădurile s-au retrocedat la diversi proprietari, se spune că s-a retrocedat permanent, decât era normal. Și aș vrea să se insiste pe aceste investiții și hotărâri, mai ales pe drumul care duce, este și drum strategic, care duce de la izvorul Muntelui Bicari, izvorul Muntelui la Dulău, un drum de 20 de kilometri, care ajunge la Dulău în 10 minute și care pe vremea înainte de Revoluție era asfaltat și se circula foarte bine pe el. Mai există drumul de la Tămuc, unde oamenii se plâng mereu că nu poate să-și tragă rufele la uscat din cauza că se umple de praf vara. Este un drum care tot câțiva kilometri ar putea fi făcut un efort din partea Consiliului Județean până la Șugău. Și chiar și vechiul proiect pe care domnul Culiță Tărâță, și știți foarte bine că ne-a invitat la drum care se spacă, un drum de vreo 20 de kilometri în care la Dămuc se ajunge la aproape de Mercuria Ciuc. Și cred că ar fi un drum foarte important. Domnul consilier, un pic mai concret așa, că noi cunoaștem toate lucrurile acestea. Vreau concret, că dacă ne spuneți de natură, de cultură, de tradiție și de asta, ne după 3 jumătate... Da. Așa, mai concret așa, știți foarte bine situația financiară din Consiliul Județean, știți foarte bine că se accesează proiecte pe acest segment de drum, tronsonul, izvorul Muntelui Dulău, știți foarte bine că nu ne-a permis bugetul, dar avem în vedere, avem proiectul, facem studii, facem... Dar nu vreau să vorbiți ca și cum nu cunoașteți aspectul acesta și ca și cum spuneți dumneavoastră acum că nu vrem noi. Așa se înțelege și vă rog, da? Bine, o să punem accent pe aceste proiecte. Mulțumim, mulțumim, domnul consilier. Domnul vice. Vă rog, poftiți. Dacă dați cuvântul și la consilierii și încredere, de bine. Dacă ne orientăm de dreapta, deci, cel mai puțin că nu am intervenție. Cel mai bun mod de a mulțumi
aparatului tehnic în acest moment este de ascultat discursul, pentru că va fi un proces verbal de ședință foarte lung la scrie. Deci, cum spuneam, independent cu orientări de data, în primul rând, vreau să felicit pe cei care au câștigat pentru nou, majoritatea pentru nou legislativ, cu toate că îmi pare rău că n-a fost partea dreaptă a șcherului politic, însă se pare că partea dreaptă n-a știut să-și facă bine treaba. În al doilea rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor, după 100, peste 100 de ședințe efectuate la această masă rotundă, în două mandate care le-am avut. Am avut de învățat și bune și rele, am avut de o experiență unică și am avut și realizări și mai puțin realizări. Printre realizări, cea mai mare realizare, consider galul de pe fața muntelui, care este, fără lipsă de modestie, mai meritul meu că l-am făcut. Și ca realizare, faptul că cea mai mare realizare este tot acel gal, faptul că acolo se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple acum și vreau să comentez doar atât. Mulțumesc colegilor mei pentru anii petrecuți împreună și din primul mandat și din mandatul actual, al meu vorbesc. Mulțumesc presiei care de multe ori părea răutăcioasă, însă am ajuns la concluzia că ne-a trezit de multe ori la realitate și e foarte bine ce am făcut, chiar dacă de multe ori poate am fost și etichetat altfel. Și urez noului Consiliu, noilor colegi care vor veni, noilor consilieri care vor veni și conducerii care va fi mult succes și să facă treburile cum trebuie pentru cetățenii de Sunea. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Da, am un comentariu de la un coleg aici, fix mai puțin amens, de la Ali pentru chestii nevinovate. Da. Da, poftiți. Cine mai dorește? Spuneam la domnul realist Iosuf că doresc să ne audă vocea, să audă vocea celor care nu au vorbit deloc. Trebuie să spun dumneavoastră că, chiar dacă n-am vorbit în ședință, invitația s-a desfășurat destul de intens în comisie. Chiar dacă n-am vorbit aici. Iar să fiu și un pic cu colegii, mulțumesc pentru această secvență de viață politică care am trăit-o alături de dumneavoastră și parafrazându-l pe Balzac, care spunea că politica este mijlocul de acțiune a unor politici, dați-mi voie să spun și să doresc și să urez viitorului Consiliu Județean să dăruiască această gândire pozitivă oamenilor, alegătorilor, acestei mari mase făcute și plină de suferință. Acum la sfârșit de mandat, un mandat care a început cu tumultos și mă bucur că se termină totuși într-o atmosferă, spun eu, elegantă și plină de bunăvoință din partea tuturor. Îmi pare rău pentru cei care nu mai sunt, pentru președintele Comisiei Judecătorie, care a plecat dintre noi, și pentru ceilalți colegi, și pentru ceilalți colegi primari, pentru că consider colegii noștri că au fost alături de această administrație cu de 4 ani, consilier local, vă spun doar de consilierea colegilor consilieri județeni. Mă bucur în același timp că deși am mai rămas doi, am avut încrederea dumneavoastră și mi-ați permis ca împreună cu dumneavoastră, cei de la masa rotundă, să facem administrație. Am administrat cum am crezut mai bine, eu spun că am făcut lucruri bune, eu spun că am îndreptat poate unele neajunsuri, atât cât mi-am început, am făcut și greșeli, le-am asumat, le asumăm. Cred că am făcut în acest mandat o administrație
mai puțin implicată politică, sau puțin, mai puțin implicată politică, mai mult aplicată la necesitățile oate urmă. Chiar dacă domnul Caparaga se uită destul de urât la mine, ține scont... Asta-i prețiatul. Nu, dar am făcut privire, privirea care oare, ține scont totuși că am ținut cont, indiferent de culoarea politică, cel puțin eu și președinta, fiind vicepreședinte, adică am ținut mai puțin cont de culoarea politică și acolo mi-a fost necesar, într-adevăr. Am arătat orice administrație publică locală, chiar dacă unii și-au, să spun așa, confiscat meritele și nu au fost chemați la multe lucrări care s-au finalizat cu sprijin de la Consiliul Județean, inclusiv consilierii județeni de la masă, niciunul dintre ei, și nu vreau să dau exemplu, că o să pară un lucru de jos. Eu spun că am făcut un lucru bun și vreau, în primul rând, să mulțumesc celor din aparatul tehnic cu care am lucrat. Pentru mine a fost o experiență extraordinară de viață, a fost o experiență extraordinară din punct de vedere a administrației publice și o experiență extraordinară din punct de vedere a dialogului cu cetățeanul. Și am văzut că fără cei din aparatul tehnic, cel puțin cel care l-am păstorit, să zic așa, pe ghilimele, aia și învățate, într-adevăr, dacă știi să lucrezi cu ei și dacă știi să-i capacitezi, faci lucrurile extraordinare. Sunt oameni care poate nu se vede, s-au sacrificat, au stat nopți la situații pe cum a fost cel de la cea de la Dăduca, cu ultima să spun, care au făcut poate lucruri care mulți nu le știți, dar aproape unele nici nu credeam că o să le putem face. Eu vreau să mulțumesc primul rând lor, pentru că am lucrat cu ei și știu ce au făcut, în al doilea rând dumneavoastră, pentru că întotdeauna m-ați sfătuit, indiferent de culoarea politică, și îl zic, am ținut cât de cât cont de sfatul fiecăruia. Mulțumesc în mod deosebit și presei care a fost alături de mine în tot acești 4 ani. Eu n-am ce de reproșa celor de la presă, pentru că a fost de multe ori sau unele situații delicate cei care mi-au atras primii semnalul privind la o serie de lucruri care nu se îndreptau în direcția corectă. Am încheiat în acest mandat proiecte mari, proiecte foarte mari și trebuie să recunoaștem proiectul privind managementul deșeurilor, proiectul de la Ștefan cel Mare, care eu vă spun că am avut o emoție extraordinară, mai cum nu mă puteam cheia și aici vreau să o felicit, să fie felicit pe cei care s-au ocupat de proiect și pe cea care consider că este un câștig pentru Consiliul Județean, pentru faptul cum a reușit, într-adevăr, să-și facă datoria și să clarifice multe probleme cu proiectul european, doamna Adam, colegul Adam. Eu vă spun cum are sufletul să ne recuperea, că este un câștig. Și tuturor care s-au ocupat de proiectele europene, tuturor celor din direcția tehnică, investiții, drumuri și Dumnezeu să ne ajute mai departe. Sper că viitorul Consiliu va avea realizări foarte mai bune ca noi. Noi stăm la dispoziție cu experiența care o avem, la dispoziția noi și vom face tot ce se poate pentru că mulțumim, domnule vice. Dacă nu mai sunt alte intervenții, dragi colegi, iată-ne la nostru final. Final de mandat. Zic eu că a fost un mandat prosper, un mandat frumos, unde i-am cunoscut, un mandat la care trebuie să tragem bine și așa după cum fiecare de dumneavoastră ați primit o informare în mapă, este și pe site-ul Consiliului Județean.
am trecut cu superficialitate. Și ca să fac o completare ceea ce spunea domnul Robert Iosuf, că foarte mulți dintre consilieri județeni au vorbit. Au vorbit. Au vorbit, dar au fost cu comisii. Poate nu au reușit să se exprime public aici, în plenul la Consiliului Județean, la această masă ovală. Însă fiecare dintre noi am avut câte un cuvânt de spus. Astăzi este un moment emoționant pentru noi toți, pentru că, așa după cum știm, în 2012, când fiecare dintre noi am depus jurământul de credință, ne-am făcut proiecte pentru perioada următoare, pentru următorii 4 ani. Astăzi ne aflăm în momentul în care trebuie să tragem linie, să apreciem ceea ce am făcut și să ne facem critica la ceea ce nu am făcut. A fost un mandat greu, așa cum spuneau colegii, pentru că trebuie să amintim cu regret în suflet că dintre noi am plecat împreună cu colegii noștri care nu sunt astăzi în viață. Președintele Culiță Tăruță, domnul Spiridonescu și cu Nicolae Andone. Au fost între noi, am plecat împreună, acum nu mai sunt în rândurile noastre. Ne regretăm, dar sunt convinsă că veghează acolo sus și gândul bun este către noi. A fost un mandat greu, aș putea să spun și din punct de vedere al cum se cheamă? Situații care s-au perpetuat în Consiliul Județean. S-au schimbat cu 7 vicepreședinți. Au fost negocieri politice, nu aveam majoritate, aveam majoritate. Au fost nemulțumiri, când eram pe stânga, când eram pe dreapta. Știți foarte bine, am plecat cu USR-ul, ne-am despărțit de USR. Ați plecat cu apelul, ați rămas fără apel. Astea sunt peregrățiile noastre, sunt realități pe care trebuie să le recunoaștem, pentru că nu trebuie să ne fie rușine ceea ce s-a întâmplat. Asta este politica. Toate aceste lucruri nu au dus mai departe decât acum când tragem linie să constatăm că în tot acest mandat am lăsat o ușoară urmă și mă bucur. Adresez mulțumirea tuturor colegilor noștri de pe comisiile din cadrul Consiliului Județean, de pe colegilor noștri care fac parte din adunarea generală acțională, colegii noștri care fac parte din consiliile de administrație, pentru că ați depus eforturi și vă mulțumesc foarte mult, pentru că știu că v-ați dedicat la ceea ce v-ați înhamat, să spun așa. Permiteți-mi de asemenea să adresez mulțumit colegilor noștri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Domnul vicepreședinte făcea o remarcă în ceea ce privește pe doamna director. Nu, toți directorii sunteți extraordinari. Nu vreau să dau nume, pentru că n-aș vrea să omit pe cineva. Am întâlnit aici oameni de mare calibru, oameni cu expertize profesionale. Oameni care sunt devotați la meseria care o fac, pe locul care îl ocupă, dau dovadă de performanță și profesionalism și vă felicit și așa să mergeți mai departe. Pentru că noi, politicienii, trecem vremelnic trecători suntem pe aceste funcții și dumneavoastră rămâneți. Când veneați să depuneți un jurământ, spuneam că să vă dea Dumnezeu să ieșiți la pensie. La pensie să ieșiți din această instituție de prestigiu, pentru că meritați să vă scoateți și să vă puneți în valoare și noi să vă punem în valoare profesionalismul de care ați dat dovadă în activitatea pe care o desfășurați. Aminteam aici că am analizat foarte multe proiecte. Vreau să adresez mulțumiri și celor care s-au implicat prin promovarea proiectelor, inițiatorii de proiecte. Pentru că tot parcursul acestui mandat au fost 83 de ședințe ordinare de Consiliul Județean, 39 ședințe extraordinare din acest mandat, în această perioadă de 2012-2016, unde ați aprobat 998 de hotărâri pe Consiliul Județean. Nu e ușor. E o muncă pe care trebuie să o scoateți în evidență și meritați felicitări. Nu ținem cont de culoare politică. Nu despre acest lucru discutăm. A trecut campania electorală, este adevărat, au fost dezbateri contradictorii, dar toate au dus la construcție. Ce să vă zic? Mulțumiri, mulțumiri, mulțumiri. Am
În linii mari aș vrea să prezint, dacă tot este presa alături de noi, am implementat proiecte mai mici sau mai mari, așa cum rezultă și din informare pe care o aveți dumneavoastră la mapă, cu valoare de 200 de milioane de euro în 2012-2016. Am ajutat asociații și fundații. Am făcut asocieri cu consiliile locale. Peste 8,5 milioane de lei de la bugetul județului. Bani care au fost alocați prin asocieri cu aprobarea plenului Consiliului Județean. Am asigurat finanțări pentru pe legea 350, finanțări nerambursabile, de aproape 5,3 milioane de lei. Iată, dragi colegi, astea sunt în linii mari realizările pe care trebuie să le prezentăm în fața opiniei publice, în fața cetățenilor, pentru că au trecut 4 ani, așa cum spunea domnul consilier David Pavel. Dar au trecut cu muncă, cu implicare, pentru că nu e doar întâlnirea noastră de plen. Avem întâlniri pe comisii, avem întâlniri pe premergătoare ședințe de consiliu și toate aceste lucruri au dus la timp, la timp pierdut. Timp care s-a alocat pentru aceste lucruri. Ne-a fost bine, ne-a fost mai puțin bine. Vă doresc din toată inima să fiți sănătoși. Putere de muncă pentru perioada următoare, indiferent prin ce domeniu de activitate veți merge, cei care nu mai continuați să fie următor. Vă mulțumesc și voi fi alături de dumneavoastră cei care vor veți merge în mandatul următor. Pe această cale adresez mulțumiri din partea noastră electoratului, tuturor celor care ne-au credințat votul și celor care nu ne-au dat nouă Partidul Social-Democrat. Dar consider că dacă au apreciat că noi, Partidul Social-Democrat, și trebuie să o spun că suntem oameni politici, dacă electoratul a apreciat că noi trebuie să mergem și să avem majoritate în Consiliul Județean pentru perioada următoare, le mulțumesc pe această cale. Mulțumesc presei care a fost alături de noi. Când ne criticați, merităm. Și de aici învățăm foarte multe lucruri să nu mai greșim. Mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine în mandatul următor. Cele câteva cuvinte ale mele vor fi următoare. Din partea doamnei președinte aveți o surpriză. Pentru toți cei care sunteți în acest mandat și care veți mai fi. Să rămâneți cu amintire frumoasă din partea noastră, cei care am trecut vremele pe aceste funcții. Să vă amintiți cu drag de noi, de echipa aceasta frumoasă, de noi toți, pentru că am fost ca într-o mare familie numit Consiliul Județean. Și cu cinste, demnitate și onoare, dumneavoastră ați reprezentat această instituție de prestigiu. Înăuntru este o surpriză din partea doamnei președinte, dacă vă veți uita, veți... Și un mesaj de suflet. Și un mesaj pe care doamna președinte vi l-a tribunat, din intermediul colegilor noastre. În ziare eu vreau pentru tântul ne-am luat ca un om care a fost până mea de altă și mă simt la toți să ne acumulesc pentru că asta a fost un lucru de ajunge și la primul Cotonaghi, ministrul de la Direcția de Investiții. Vă rugat, domnule vicepreședinte, să nu nominalizăm pentru că toți colegii noștri din afară de specialitate sunt pe aceeași chestie. Și să știți că în afară de această